Bă, m-am gândit la un sitcom, tot așa îl fac pe episoade, de fapt, e carte vorbită. E speech book. Că e ca și cum dai și privită. Cine îi privește și cine o privește. Bă, unde e bisericea asta? Uite bisericea asta. Dar îmi bag una lumească. Deci după aceea îmi bag bisericea asta. Asta e lumească. Și tot glumesc. Și nu glumesc, asta e bisericească. Așa am zis și eu, dacă este electronică, ca și avru mușchilor, eu nu pot să zic țigare bisericească. Nici măcar nu bag iarba dracului în ea. Bag un lichid poriuterinar cu nicotină. Extract din tutun, dar nu e cu uraniu. Deci nu e bombă atomică, e bombă anatomică. E bomboană sexy. Bomba, bomba, bomba sexy. Pula. I-a murit pula. Hai să ne imaginăm. Băi, aia e doar fantezie, nu o să facem practică. Chiar dacă o făceam, o goceam de mult. Mă iau ca după prostul ăla de la PRM, care s-a dus în Americuța, după drăguța, și a văzut-o pe drăguța cu un americoi. Și când a văzut-o cu americoiul, cum înjura limba în gură, pe holurile de Hall of Fame, a vorbit și el în românește. You are in blame! I'm not the same! I love you! Let's fight! Begin! It's my right! Îi zicea la americoi. Americoi zice, bă, who is that man? Do you talking with me? No. Și acum mă duc eu la Ioan. Dacă sunt înscris în PRM, până mă înscriu un alt partid, că eu mă înscriu un alt. Dacă mă înscriu. Atunci, băi, eu știu cine pula mea m-a întâmpinat pe mine la PLM, să zic. La PNL. Că mi-a plăcut la PNL. Că de fapt nu sunt mai liberal în gândire. Sunt naționalist în felul lor. Dar nu sunt chiar așa extremist. PRM-ul nu e extremist. Deși te înțeles. PRM-ul face jocul lui UDMR-ul și UDMR-ul lui PRM-ul. Unul fără altul n-ar exista. UDMR-ul cred că se auto... Eu aș ajuta PRM-ul dacă aș fi în locul Marco Belu, Sandy Belu, că fără PRM, UDMR-ul nu-și mai are rostul. Și ușurel, ușurel, nici ungurii nu mai voteze cu el. De ce? Că și ungurii, ca și români, ca și țigani, ca și orice turci, că avem și turci de aia, care călărește Moldavia. Avem mai mulți nații pe aici. Dar majoritatea sunt români, asta e. Și facem niște unul de altul. Dar chestia e că și ăștia sunt împărțiți pe curente politice, sau nu se pula mea crede. Până la urmă o să înceapă să împartă și ungurii să voteze ăia din Ungaria care au dublă cetățenie, nu o să mai vină în România. De ce? Păi nu mai e diavolul tasmanian, PRM-ul. Că s-a autolitizat singur. Avea flagrant delict cu delictul mână, a luat litium, că avea depresii la pulă, avea zona zostă pe pulă și s-a făcut un Michael Jackson negru, s-a făcut Michael Jackson alb. Deci eu sunt supărat după părerea meu. Și știu cine m-a... Dar eram mai tânăr atunci. Cine m-a întâmpinat pe mine la PNL? Că nu vreau să mă scriu la partidul ăsta.
Era imediat pe 90. La PNC am dat un boșor. Deci să mă duc la organizația de studenți, pula mea era pe 94. De la Politehnică. Era o organizație de pizda, mă, și în gândul meu. Eu m-am mor de bat, că eram poetesc, m-am perfect. Libresc, așa cum. Și scriam poezii și stăteam mor de bat tot timpul. Mă duc la ăla, bă, vreau să mă scriu pe NC. Ce vrei? Sau ce pula mea e? Nu i-am zis, domnul ăla. Atunci era senator, nu știu, uita, dar domnul Bondeu. Nu era Copos, era un lingă după acolo. Că fiecare partid are lingă ei. Copos era un domn, într-adevăr. Să se vedea. Dovadă că lingă unii nu mai apare pe la televizor, nu mai apare pentru că era chiar prost. Deci mi-e păi, du-te la organizația de Pulăpiță. Deci zic, bă, să-i propun ăsta să-i zic că de fapt avem o organizație, că e un timp prea scurt, el nu prea poate să-și dea seama că e semn la cap. Pe care sta filococul și-a făcut coc ca la gatiți. Cred că e always freedom of people Coca-Cola, Pepsi-Cola, mâncamei pula. Uite, mă fac la pula. Așa. Și zic eu ăla, bine mă duc la organizație. Mă zic eu că nu ai nicio organizație de partidă din Politehnică pe vremea aia. Acum ar fi, pâncă mine. Și-a luat pe ea un coteț, organizație de PNC, de PNL, de aia. Și după aia m-am dus la PNL imediat. Deci prima oară alegerea nu era chiar PNC-ul. Dar eu aveam ceva cu istoria, pentru că eu nu știu istoria. Ăștia trebuia cât de cât respectat. Și ei veneau niște timpuri când România mergea bine și știau cum să facă, să retrăim timpurile alea, dar ne-ar trebui și tineri, să fie educați de ei, dar să transpună în tinereța lor. Că sunt alte timpuri. Și atunci, ăla, du-te la aia. Bine, mă duc dracu, pula mea, lasă că mă duc la PNL. A doua zi m-am dus la PNL, nu mai eram dat, eram așa, mai drojdie, mai de-aia mai vie. Dar ăla nu că eram eu beat, pula mea, l-a durut în pulă. Durea în pulă, durea pe el în pulă, că eram un student îmbrăcat în blugi. Mă cunoștea, el nu mă cunoștea, cred că a dat un telefon la o secretariță de aia care zicea, pula, băi, ăsta, Răducul Petru Dan, cine e? Că mi-am băgat și eu buletinul, sau aia. Poate, păi nu știu, nu știu, e agentul secreții, nazale, mintale, bucale. A, e din bucale? Păi e bine dacă e din bucale, că a venit la organizația centrală, nu putem să-l angajăm aici, la lipitor de, lingător de afișe. Nu, că el vrea poster. Ce vrea? Vrea poster cu Iron Maiden. Cu Iron Maiden, da, cu ironia Maidanului. Că așa traduceam eu când eram la mișto. La Iron Maiden, care înseamnă altceva, eu îi ziceam ironia Maidanului. Cu toate că e chiar tare. Ironia Maidanului este chiar o tortură. Ironia Maidanului. Așa, hai, deci băgăm episodul prim, dar stai puțin că îmi bag țigara bisericească să trăiască, să înfărească, bă, da-mi curmăcie. Deci trebuie să fie mult, pula mea, nu știu, aia bisericească asta, tu știi ce mișto îți bagă o vărdoză în cap. Ia-i ca să-mi fiu frumos. Stai că bag bisericească așa frumos. Mamă, nu se facă o pulă. Băi, dacă sunt prea porno, nu pot să-ți la mine. Internetul și de ce există, că există porno. Deci n-ar trebui comori superbe ale evoluției umane pe internet, dacă n-ar fi porno. Sunt oameni care
arta acelei sacrificii. Chiar porno poate fi făcut cu sacrificii. Deci bagoțile după aia. Acum doar vă prezint niște chestii. Cine era șeful clasei mele? Nu-i pronunțul meu. Din școala generală. Ai crede că e șeful clasei. Era Sorina, nu? Ai era șef de comandament. La un moment dat, pentru că eu eram scripitor, te-a dat seama de întrebare, vrea să mă facă șef de grupă. Eu am zis, cum șef de grupă? Am benaclat-o de așa și deodată, deci, din ochii mei mici atunci, cea care ascunde multe chestii. Și ai ochii benoclați? Să scrie pe aia, bă, mă hipnotizează. Ia uite-l pe Carl Jung și Sigmund Freud, unul la aceeași persoană, 2 în 1. Eu vreau 3 în 1. O vreau și pe Juna, paranormala. Și o vreau și pe aia care mișca biluțe. După ce așa de măi, mișca biluțe. Băi, asta mi-era cum mișca biluțe? Ce întâmplă mine? Și atunci... Aole, mi-am dat cu ceară pe pula. Aole, îmi curge se văd în... Țâță. Mamă, mi-am băcat la radiografie. Am cesiu. Am cesiu în mine. Să-mi prindă pastile de cesiu. 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 Ceasul. Sunt ceasul? Nu sunt ceaslou. Sunt esclava, eslava, eslava Izaura, Izgaura. Un flac l-am ciurit. Ce l-a făcut? Prrr. Care? Oricare. Uite, am văzut la scris de Citambou. Când dracu zic eu de Godzilla, domnul Joe, trebuie să încep episodul cu Godzilla, eu domnul Joe, dar trebuie să mă uit la știu de ce vă s-a mai întâmplat. Cum s-a mai cutremurat pe aia. Că mă trag pe mine de râs. Păi, îmi dai seama că îi apucă pe care și pișarea. Cu tremuri anticonstipație totală. Doar eu, pula mea. Zburam de colo-colo să-i protejez lui maica mea toate alea. Că eu sunt omul de sacrificii. Ați mai sacrifice. Asta e. Mai trebuie să fii și omul de ăștia dacă sunt de aia. Sunt diferiți. Suntem fericiți că suntem diferiți. Avem impresia că suntem diferiți. Da, unii vibrăm în aceeași consonanță. Numai că există. Într-o reverență, într-o uitare, într-o cuvântare, într-un cuvânt care l-a luat în mână, într-o vorbă anume, ca și stea fără nume, care nu există, decât lumea artistă, cine o fie, nu știu, poate steaua mea, steaua ta, ce scripire. În ochii tăi de genie, cu stiu, dar viu, cauți-mi deșert ceva perfect, perfect, infect, respect, pentru un aspect, de stiu, viu, de stiu, mă refer.